Mátame, mátame con tu sonrisa, bam, bam. Yo te espero, yo te espero, papi, do it, bam, bam. Soția lui Dan Petrescu continuă să uimească. Și așa, ca de început de an, a dat deja startul schimbărilor. Mai exact, dacă până acum Adriana Petrescu ne-a obișnuit cu o imagine mereu impecabilă, tot timpul aranjată și cu un make-up perfect, iată că acum pare să se îndrepte spre natural, pentru că astfel au surprins-o paparații spynews.ro, fără strop de machiaj, dar îmbrăcată după ultima fiță și, bineînțeles, cu poșeta scumpă în mână în timp ce se pregătea să iasă dintr-o clinică privată din capitală. Schimbarea de care vorbeam e posibil să fie una temporară, totuși. Și asta deoarece clinica în care și-a făcut apariția soția lui Dan Petrescu dispune, printre altele, și de secție de chirurgie estetică, ceea ce ne poate duce cu gândul că Adriana Petrescu și-ar fi făcut vreo terapie de împrospătare a feței și ăsta să fie motivul pentru care a plecat nemachiată. Dincolo de orice speculație, cert este că după ce a plecat de la clinică, soția lui Dan Petrescu și prietena ei care o însoțea au mers la farmacie. Amica Victoriei Beckham a României a coborât din mașina de lux a acesteia și a cumpărat câteva medicamente. Pentru mine frumusețea înseamnă naturalețe, să păstrăm ce avem, să venim cu ceva nou, dar cu ceva care să nu ne strice. Semn că n-ar fi nimic grav, cele două femei au mers într-un restaurant de fițe din capitală. Acolo au zăbovit mai bine de două ore, au mâncat și au stat la povești. Însă Adriana Petrescu n-a plecat cu mâna goală. Orică a stat prea mult prin oraș, iar timpul nu-i mai permitea să-i pregătească ceva de mâncare și celebrului său soț, orică s-a gândit la el pur și simplu. Cert este că Adriana a plecat cu ceva și la pachet.